Imitatio Christi, cartea a treia, capitolul 14. Să ținem socoteală de judecățile necunoscute ale lui Dumnezeu și să nu ne înfumurăm cu faptele noastre bune. Deasupra mea aud ca un tunet rostirea judecăților tale, Doamne. De spaimă și înfrigurare se cutremură măduva oaselor mele, iar sufletul meu stă cuprins de fiorul groazei. Înmărmurez gândindu-mă că nici cerul nu-i fără prihană înaintea ta. Și dacă la îngerii tăi ai aflat strâmbătate și nu i-ai cruțat, cu mine ce se va întâmpla oare? S-au prăbușit stelele cerului, la ce m-aș putea aștepta eu, biată fărâmă de praf? Cei ale căror fapte păreau de toată lauda s-au prăvălit totuși din înalt. Am văzut cu ochii mei pe cei hrăniți cândva cu pâinea îngerilor, înfructându-se la urmă din lăturile porcilor. Iată de ce nu poate fi vorba de sfințenie, Doamne, acolo unde mâna ta nu mai este. Înțelepciunea omenească rămâne fără rost când tu, Doamne, încetezi a sta la cârmă. Nu aduce pricopsire nicio tărie omenească, dacă reazemul tău păstrător nu mai este. Curăția n-are cum fi sigură, lipsită de pavza ta. Straja noastră omenească devine fără rost, nesprijinită de sfânta veghe a puterii tale. Într-adevăr, lăsați de capul nostru, ne scufundăm și ne ducem la pire. În mâna ta fiind, ne înălțăm și avem parte de viață. Nestatornici și șubre suntem, dar prin tine dobândim putere. Cădem pradă lâncezelii, dar, mulțumită ție, se reaprinde în noi freamătul făcliei vii. O, cât de nepricopsit și de josnic s-ar cuveni să mă simt! Cât de puțin trebuie să prețuiesc ceea ce ar părea lucru bun în mine! Cât de adânc se cade să mă plec sub judecățile tale nepătrunse, Doamne, în adâncul cărora descoper că sunt mai puțin decât ultima fărâmă a nimicului însuși. O, cumpănă necuprinsă! O, noian nepătruns în care mă pierd ca un nimic în nesfârșirea întregului! Pe ce scorniri să-mi întemez încânfarea? Pe ce s-ar putea bizui virtutea mea proprie? Strivită e orice fală de șartă sub adâncimile fără margini ale judecăților tale despre mine. Ce poate fi trupul oricărui om înaintea feței tale? Nu cumva se va făli lutul față de cel care l-a plăsmuit? Cum s-ar putea umple de laudă, de șartă, inima celui cu adevărat supus lui Dumnezeu? Lumea întreagă n-ar putea să-l facă trufaș pe cel supus adevărului veșnic. Gura întregii omeniri ar fi neputincioasă, cu toate laudele ei, față de smerenia celui care și-a pus toată nădejdea în Domnul. Într-adevăr, cei ce deschid gura sunt, la rândul lor, nimica. Ei se vor mistui în nimic, odată cu larma cuvintelor lor. Dar adevărul Domnului rămâne în veci.